Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Ministrul Justiției nu este de acord cu niciunul dintre cei 4 candidați pentru funcția de procuror șef DNA. Procedura de desemnare a succesorului Laurei Codruța Căveși urmează să fie reluată. Tudorel Toader spune că niciun pretendent la șefia DNA nu a îndeplinit cerințele. Magistrații Instanței Supreme l-au plasat astăzi pe fostul șef al DNA Ploiești sub control judiciar. Procurorul Lucian Ona este acuzat că l-a obligat pe Vlad Cosma să falsifice o sesizare. Ona spune că va contesta măsura judecătorilor. Cetatea Sarmiș-Jetuza, regia capitala Daciei, a fost închisă temporar de autorități după ce drumul de acces a fost distrus de o viitură puternică. La 2 km de cetate, șoseaua a fost acoperită de copaci, pământ și piatră. Vizitele programate pentru acest weekend au fost anulate. Peste 100 de avioane participă în acest sfârșit de săptămână la Bucharest International Air Show. Startul celui mai mare meeting aviatic din țară se va da mâine la ora 10 de o formație de F-16 românești. Spectacolul ține 2 zile, iar intrarea pe aeroportul Băneasa este liberă. Acțiunile Facebook rămân la un nivel scăzut pentru a doua zi consecutiv, cu aproape 20% sub valoarea lor anterioară. Pierderea estimată de capital a companiei este de 150 de miliarde de dolari, cea mai mare depreciere a vreunei companii americane din toate timpurile. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.